În acest episod, atenția noastră se mută de la depravarea, starea decăzută a omului asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu care atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe singurul lui fiu, fiul cel prea iubit. Această dragoste față de om este uimitoare, doar dacă ne reamintim caracterul și starea omului, așa cum le-am văzut episoadele trecute. Nu este nimic în om care să fie vrednic de iubit, iar el nu este doar corupt în totalitate, ci și total incapabil să facă vreun lucru care să îi schimbe această stare sau natură înaintea lui Dumnezeu. Totuși, în baza voii suverane și libere, Dumnezeu și-a revărsat dragostea veșnică asupra unui număr anume de oameni păcătoși, cărora le dă viață veșnică. Natura acestei alegeri făcute de Dumnezeu este semnificativă și are implicații directe asupra oricărei alte învățături pe care noi creștinii o credem și o spunem altora. De aceea, cred că a vorbit despre predestinare sau alegere este chiar irezistibil. Totuși, aș vrea să subliniez de la bun început că există destui creștini sinceri care nu sunt de aceeași părere cu mulți dintre noi asupra acestui subiect. Dacă nu ești de acord cu această înțelegere pe care o voi prezenta asupra subiectului alegerii, asta nu înseamnă că nu îl iubești pe Dumnezeu. Nu Calvin sau Svindli sau alt reformator sau teolog va fi la porții de Raiului. Să ne interogheze în legătură cu opiniile noastre despre alegere. Evanghelia după Ioan, de exemplu, a fost scrisă pentru ca noi să credem nu în alegere, ci să credem în Isus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal. În cazul acestei doctrine, trebuie să dăm dovadă fiecare dintre noi de un spirit ca al iudeilor din Berea. De aceea, uitați-vă cu atenție la textul scripturii. Și descoperiți ce comunică el, de fapt. Prima întrebare pe... la care aș dori să răspund este: Ce este alegerea necondiționată? De ce vorbim despre această învățătură? Pe scurt, pentru că Biblia ne învață despre ea. Cuvintele predestinare, alegere, chemați, rânduiți sunt folosite de multe ori în Scriptură. Nu putem contesta ce a afirmat Isus. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Pentru că dacă vei face acest lucru, tocmai prin asta, ai negat cuvântul lui Dumnezeu. Doctrina alegerii din veșnicie se referă nu doar la faptul că Dumnezeu planifică în mod suveran tot ceea ce urmează să se întâmple, versetele numeroase care vorbesc despre faptul că toate lucrurile se află sub controlul suveran al lui Dumnezeu, nu pot fi adevărate decât dacă predestinarea, alegerea este reală. Ci prin această învățătură ne referim la adevărul cu privire la alegerea divină, aplicat unui domeniu specific sau unei singure categorii dintre acele toate lucrurile. Și anume, mântuirea personală. Doctrina alegerii este adevărată cu privire la Alegerea suverană a lui Dumnezeu sau hotărârea lui în vederea mântuirii anumitor indivizi. De aceea, alegerea din veșnicie nu este doar pentru calviniști, ci este pentru toți credincioșii creștinii biblici. Alegerea nu creează o imagine capricioasă a lui Dumnezeu, ci zugrăvește portretul unui Dumnezeu iubitor, care asigură răscumpărarea ființelor umane. Aflate într-o stare de corupție totală. Ce înseamnă termenul necondiționat? Mulți sunt de acord că Dumnezeu îi alege pe unii spre mântuire, dar există păreri foarte diferite în ce privește motivul pentru care El sau modul în care El îi alege pe unii, iar pe alții nu. Perspectiva voinței libere. Afirmă, da, Dumnezeu a ales pentru mântuire pe unii păcătoși, la fel cum a ales în mod suveran Israelul. Dar el îi alege pe creștini pur și simplu în baza preștiinței sale. Prin preștiință, aceștia înțeleg că, înainte de a exista timpul, Dumnezeu a privit în istorie și i-a văzut mai dinainte pe cei care vor dori să-L primească pe Isus. Și pentru aceștia dacă care au dorit să-L primească pe Isus, Dumnezeu cumva le oferă mântuirea. Le oferă mântuirea pe baza acestei credințe anticipate. Dar nu este nevoie să te gândești prea mult ca să-ți dai seama că într-o asemenea schemă Dumnezeu n-a făcut de fapt nicio alegere. Doctrina alegerii necondiționate a lui Dumnezeu pentru a nu fi înțeleasă în acest mod greșit se bazează pe două premize. Prima premiză este natura complet depravată a omului. Natură despre care am vorbit în episoadele trecute. Orice individ este atât de păcătos încât este incapabil să răspundă la vreo ofertă a Harului. Asta ne prezintă Scriptura. Acesta este portretul ființei decăzute, afectate de păcat, pe care Scriptura ne îl creonează. Păcatul ne-a afectat fiecare aspect al ființei noastre. Inima, mintea și voința. Fiecare om venind în lume, se află prin urmare în incapacitate totală. Nu avem capacitatea de a-L alege, de a-L înțelege și de a-L iubi pe Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie în epistola lui către Efeseni, în capitolul 2, și spune că noi eram morți în elegiurile noastre, în păcatele noastre. Trăiam în ele și trăiam după mersul lumii acesteia trăiam conform modului în care conducătorul, cel care are autoritatea văzduhului, ne spunea să trăim. A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, spune Apostolul Pavel. Și el afirmă că între aceștia trăiam și eram și noi toți cândva, trăind conform poftelor firii noastre pământești, făcând voile firii pământești și ale gândurilor noastre, da, pământești adică afectate de păcat. A doua premisă este suveranitatea lui Dumnezeu. El este Creatorul. Da, el este Domnul tuturor lucrurilor și în consecință este liber să facă tot ce voiește. El nu este supus nimănui sau nu este răspunzător față de nimeni. Omul nu se află în poziția de a-l judeca pe Dumnezeu pentru ceea ce face. Și avem destule texte uh, aici. Puteți citi parabola despre lucrătorii din vie, pe care o găsiți în Evanghelia după Matei, în capitolul 20. Sau să ne reamintim ceea ce Apostolul Pavel spune în epistola lui către Romani, capitolul 9. Dar, mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare vasul de lut? îi va răspunde celui care l-a făcut, de ce mai ai făcut așa? Dumnezeu îi alege în mod suveran pe aceea pe care îi vrea. Iar alegerea lui este total necondiționată de orice ar fi văzut el în orice făptură. Dacă Dumnezeu nu ar da mai întâi credința ca pe un dar, niciun păcătos n-ar avea vreodată vreo credință care să fie văzută. Înainte de a încheia acest episod, dar subiectul nu îl vom încheia, ci îl vom continua în episoadele următoare, trebuie să clarificăm faptul că alegerea nu este incompatibilă cu voința liberă. Dar ce este sau ce înseamnă această voință liberă a unui păcătos? După cum bine știm și vedem în Scriptură, Omul, adică Adam, a fost creat cu voință liberă. Doar că păcatul a înlăturat capacitatea noastră de a exercita libertatea sau voința liberă, așa cum trebuie. Omul păcătos poate fi comparat cu o pasăre care are aripile frânte. Pasărea este liberă să zboare, dar nu este capabilă să zboare. Într-un mod asemănător, omul în starea lui naturală de păcătos, așa cum ne găsim fiecare dintre noi. Este liber să vină la Dumnezeu, dar el nu este în stare să vină la el. Cum se poate pocăi el de păcatul lui dacă iubește păcatul? Cum poate să vină el la Dumnezeu dacă îl urăște pe Dumnezeu? Doar atunci când Dumnezeu vine prin harul său special, la cei pe care i-a ales. El, marele Păstor, atunci când vine la oaia lui pierdută, doar atunci ea poate să răspundă. Da, există mister în căile lui Dumnezeu. Dar nu există contradicții. În episodul următor vom continua acest subiect al alegerii. Și vom privi atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament.